Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Prezentatoarea TV a suferit o intervenție chirurgicală, după ce a avut dureri insuportabile în zona bilei, care au fost atât de mari încât la un moment dat a crezut că face infarct. Vedeta a fost transportată cu ambulanța la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a fost consultată de mai mulți medici și supusă unei operații de urgență, mai exact o intervenție de colecistectomie. Blondina a ținut să precizeze că acum este bine și că va reveni în curând pe micile ecrane. Dar și să le mulțumească tuturor celor care s-au ocupat de starea ei de sănătate, am trecut azi dimineață printr-o intervenție chirurgicală, colecistectomie, la Spitalul Universitar, deja sunt în salon, cu inima plină de recunoștință pentru medicul chirurg, un medic tânăr care m-a preluat aici și în care am avut de la bun început de plină încredere. Mulțumiri întregii echipe, au fost mulți oameni care m-au examinat, de la camera de gardă, gastrologie, ecografie, cardiologie, dar și celor de la ambulanța București. Pese, durerile sunt atât de atroce în această criză de colecist, încât eu eram convinsă că fac un infarct. Ne vedem curând, zic eu, a spus prezentatoarea TV. Colecistectomia este o procedură chirurgicală care presupune eliminarea veziculei biliare. Vezica biliară reprezintă un rezervor în care ajunge bila, lichid produs deficat, între mese. Aceasta poate fi necesară dacă o persoană manifestă dureri ca urmare a prezenței calculilor biliari, care blochează fluxul bilei. Persoanele care trec printr-o astfel de procedură chirurgicală sunt nevoite să țină pentru o anumită perioadă un anumit regim alimentar care să nu îi afecteze ficatul. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.